Oameni buni, o nouă zi ca profesor începe chiar acum. Stai, ce? Cum adică de când sunt profesor? Ce nu știați? Oameni buni, mai nou m-am angajat ca profesor la școală și acum sunt profesor. Ah, da, trebuie să vedeți asta. Oh, salut Ionuț. Să trăiești, domn profesor. Hai, străiești, să trăiești. Hei, Ioana? Ha? Ce caută Ioana în fața clasei mele? Ioana, ce faci aici? Bună ziua, domn profesor. Acum tocmai ce intram în clasă. Îmi pare rău că am întârziat. Mai, Ioana, iar întârzi? Știi care este părerea mea despre copiii care întârzie, nu? Știi care este părerea mea despre întârziat în general? Știi că nu-mi place treaba asta? Știu, îmi pare rău, domn profesor. E ok, ia spune, cine mai e în clasă? Păi, sunt cam mulți absenți. În clasă e doar Andrei 2010. Ha? Poftim! Adică nimeni n-a mai venit la oră? La clasa profesorului ai silent? Doar Andrei? Da, domn profesor, restul l-au chiulit. Deci careva să zică cam așa mă respectă pe mine, elevi? E ok, Ioana, stai liniștită, nici nu mai trebuie să vii la oră, du-te acasă, poți să chiulești și tu. O să rămân doar eu cu băiatul ăla. Ești liberă, poți să te duci. Mulțumesc, domnule! Cu plăcere. Bună ziua! Oh, dar ce surpriză! Andrei, ești singurul prezent? Oh, salut! Da, de ce? Mă, nesimțitule care e! Nu ți-e rușine? Cum adică salut? Așa îți întâmpin tu profesorul cu salut? Auci, îmi pare rău, aveți dreptate! Aha, voiam să spun hei! Ce? Omulo! Tu nu spui hei la profesor și nici salut. Hai, cum se spune? Cum se salută un profesor? Bună ziua! Așa, hai, ia un loc în banca ta, copile. Așa, bun, hai să vedem. Hai să mă așez și eu așa. Opa, așa, să-mi pregătesc cărțile toate cele. Și cum a fost ziua ta? Ziua mea a fost foarte bună. Mulțumesc că m-ai întrebat, da, am avut o zi superbă. Așa, ia să vedem, Silent, eu tot nu înțeleg cum ești tu profesor. Eu nu înțeleg, pur și simplu nu vine să cred ce văd în fața ochilor. Inițial credeam că e o glumă, au trecut câteva zile și se pare că chiar nu e o glumă. Da, din păcate, Andrei încă nu poate să accepte că eu sunt profesor. Copile, poți să vii, te rog frumos, în prima bancă? Nu prea te văd și nu te aud de acolo. Hai, stai, te rog frumos, în prima bancă. Nu. Ce ai zis, mă? Cum adică nu? Stau în spate, că aici stau de obicei cu Ionuț. Dacă nu te duci în prima bancă în momentul de față, spun nota 2! Oh, ce ai de reacționezi așa? Mă pun gata! Doamne, copiii ăștia, frate, nu mai au pic de respect în ziua de astăzi. Așa, continuând. Bun, stai, te rog frumos, cu minte în bancă până pregătesc materialele pentru lecția de astăzi. Hai să... Mă, ce... Ce-a făcut ăsta? M-a adormit? Doamne, uite-te și tu! Bă, pic de respect n-are copilul ăsta! E, las că-l trezesc eu într-un mod de... Nu a mai fost el trezit de mult așa. Trezire, bă! Bă, ajutor, poliția, ajutor! Ce faci, mă, dormi în ora mea? Dormi în ora mea, mă! Trezire, bă! Gata, să ne întâmpare rău! Cum i-ai spus? Domn profesor! Așa, da, așa ziceam și eu. Hai, treci înapoi în banca ta. Așa, bun, continuând. Ah, bun. Ok, ai șters tabla. Tu ai șters tabla? Da, vă place? Da, să spunem că ai făcut treabă bună, băiete. Măsă. Nu măsă, mulțumesc, se spune. Mulțumesc. Doamne. Ok, bun. Păi în cazul ăsta nu rămâne decât să strigăm catalogul. Aha, bun, se strigă prezența. Hai să deschidem catalogul. Bun. Andrei 2010, prezent. Bun. Dorel, non-prezent. Nu se spune, bă, non-prezent, se spune absent. Absent, pardon, îmi pare rău. Așa, bun. Fan Andrei 2010, absent. Ok. Ioana, absentă, dar e prin școală. Da, păi, am lăsat-o eu să nu mai vină la oră. E la ceva proiect. Da, mă, tași din gură. Și Ionuț, și el e cu Ioana. Doar pe mine nu m-au luat. Zici că m-au lăsat intenționat la ora asta nașpa, domn profesor. Ora nașpa, zice. Bine, păi, deci avem cam mulți absenți, avem decât un prezent. În cazul ăsta, cred că e timpul să dăm un test. Ce? Test? Cred că am nevoie până la baie. Na. Din păcate, băile s-au închis. Ce? Cum să se închidă băile? Dar ce? Au program de lucru? Au ore de închidere?
Sunt în revizie tehnică. Așa, dar te rog să iei un loc înapoi, domnule elev. Te rog frumos, nu te duci la nicio baie. Of, of, of. Dragul meu elev Andrei 2010, în momentul de față, nu? O, ba da. Nu vreau test. Unde l-am pus, mă? Ia stai așa, că l-am ascuns și undeva pe aici. Aha! Bun! În momentul de față am pregătit aici un test special pentru tine, pe care va trebui să-l completezi. Ce? Chiar îmi dați test? Sigur nu e o glumă, domnule profesor? Absolut deloc. Și dacă aruncăm o privire, putem observa că este un test la limba română. Și sper că te-ai pregătit. Oh, nu! Nu la română! Nici măcar nu știu să scriu corect. Da, asta știe efectiv toată lumea. Ok, fraților, până un alt, haideți să vă arăt ce test am pregătit eu lui Andrei 2010. Sunteți gata? Oh my god. Deci am pregătit un test la română și enunțul, exercițiile sună în felul următor. 1. Scrie câte un sinonim pentru următoarele cuvinte. Ok, aici cred că o să se descurce. 2. Scrie câte un antonim pentru următoarele cuvinte. Adică dacă sinonim înseamnă cuvinte care înseamnă aceeași chestii și seamănă, practic antonim înseamnă chestii opuse. Gen, știi ce înseamnă doar. La 3 scrie 4 vocale și 2 consoane. La 4 compune o poezie de minim 2 strofe în care vorbește despre cel mai bun prieten. Aici Andrei va trebui să facă o poezie și sper să scrie despre mine, că la urmă urmei eu sunt cel mai bun prieten și cel mai bun profesor. Și la 5 am pus alcătuiește o compunere de minim o pagină în care prezinți o zi obișnuită de școală. Bun, hai să vedem dacă e gata. Ești gata, elevule? Nu! Nu sunt niciodată gata de așa ceva. Ok, îmi pare rău, dar va trebui să iei acest test. Succes! Bun, în momentul de față ai 10 minute la dispoziție să completezi acest test. Ce, bă? 4 subiecte? Sunt 4 exerciții, te rog frumos. Nu sunt subiecte. Tu faci mișto de mine? Hai, bag acolo, dă-i mare. Așa, bun. Haide, domnule elev, să nu cumva să te prindă copii. Ce faci, mă? Stai, mă, în bancă, ce ai? Domnule elev, sunteți bine? Domnule profesor, îmi pare rău. Pur și simplu m-am ridicat de pe scaun. M-am speriat. La ce exerciții am de făcut? Îmi pare rău. Acum iau un loc până nu scad nota la purtare. Așa, ia uite-l, mă. Bun, mai ai la dispoziție 8 minute. Ce? Unde s-a dus alea 2 minute? Habar n-am. Ok, rămâi acolo, să nu cumva să te prind că copiezi, că nu știu ce să fac. Mă duc să vorbesc cu niște elevi. Ok, bun. În momentul de față l-am lăsat singur pe Andrei în clasă, pentru că chiar vreau să mai vorbesc cu niște elevi din școală, să-i întreb ce părere au de mine ca profesor, să-i întreb, băi, vi se pare că sunt un profesor bun, vi se pare că îmi fac treaba bine? Și pe lângă asta, fără ca Andrei să știe, am instalat o cameră de supraveghere care să-l supravegheze și să-l monitorizeze constant, să vedem dacă acesta copiază. Așadar, oameni buni, mă duc să vorbesc cu elevii din clasă, din clasă, și o să ne uităm la Andrei să vedem dacă copiază. Momentan pare să fie cu minte, adică uitați-vă la el. Își face treaba cum trebuie. Sunteți un profesor foarte bun. Vă faceți treaba foarte bine. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Ioana. Tu ce spui, fan Andrei 2010? Îți place de mine ca profesor? Sincer să fiu, eu tot nu înțeleg cum ai ajuns tu profesor. Adică pe bune, ce te recomandă pe tine? Da, domnule director, ați auzit foarte bine. Acest elev nerușinat a vorbit foarte urât la adresa profesorului. Adică la adresa mea. Pur și simplu, nu-i permit una ca asta. Nu se poate așa ceva. Așa a spus? Da, exact așa cum v-am spus. Domnule elev nerușinat, mai aveți ceva de spus împotriva dumneavoastră sau în apărarea dumneavoastră, de fapt? Domnule director, îmi pare rău, dar eu unul chiar nu înțeleg, nu are sens. De ce a reușit Aiselen să devină profesor, iar eu, spre exemplu, nu pot? El ce are în plus? Băiatule, îți mai lipsesc niște ani de școală. E greu să fii profesor, e greu să fii profesor ca mine. Da, eu cred că e un prank. Nu este nicio farsă. Mă rog, până un alt, oameni buni, haideți să-l supraveghem pe Andrei și să vedem pe camere ce mai face acesta. Oare copiază? Haideți să ne punem la calculatorul care practic are acces la camerele de supraveghere. Hai să-l vedem. Clic! Bă, e cineva aici să-mi zică la exercițiu 3? Alo! Alo! Ajutor! Săracul vreau să copieze, dar nu are de unde. Nu trec clasa dacă nu iau 5. Sinonime? Nu mai știu ce sunt alea. N-am mai făcut de ani întregi. De unde să știu eu sinonime? Sau de unde să știu eu antonim la cuvântul cald?
Doamne, bă, dar băiatul ăsta, bă, n-are pic de creier. Cum mă, toată lumea știe că antonim la cuvântul cald e rece? Că dacă nu e cald, cum e? Rece! Nu-i așa, Barney? Din noua colecție pe care tocmai ce-am lăsat-o pe aisland.ro. Ok, domnule Andrei, 2010, testul jos, mâna jos de pe pix, te rog, gata, gata, nu se mai scrie, au trecut cele 10 minute. Oh, gata, mi-l și dați deja, domnule, ați terminat? Nu, stai. Să mă semnez, please. Așa, da, semnează testul, da, desigur, semnează-l. Mamă, deci nu pot să cred că chiar a terminat. Chiar a terminat testul. Mai scriu repede la compunere. Bă, nu mai voie să scrii, gata, hai. Dă-l în coa, gata. Așa, perfect, bun, mulțumesc frumos. Ia să vedem ce a făcut Andrei. Te rog frumos, chiar semnează-te, deci te rog frumos, semnează testul. Păi, ca să știm cui dăm nota la urma urmei, nu-i așa că... Așa, bun, perfect, mulțumesc frumos. Să te rog să iei notă mare. Nu-mi spuneți, vă rog, că se trece nota în catalog. Oh, ba da, se trece în catalog. Deci nota aterizează direct în catalog, așadar sper că ai făcut bine. O, nu? Oh, ba da, bun, hai să vedem despre ce este vorba. Bun, ia să vedem, deci și-a pus aici nume Andrei 2010, prenume Andrei 2010. Și eu, mă, stare, același nume ca... Ok, mă rog. Deci îl cheamă Andrei 2010, Andrei 2010. Deci numele de familie Andrei 2010, numele Andrei 2010. Domnule, vă rog frumos să stați liniștit în bancă. Îmi pare rău, domn profesor, dar pur și simplu tremur. Ok, ia să vedem. Bun, rezolvare subiect 1. Deci a rezolvat primul exercițiu. Hai să vedem, ia, sinonime. Deci frumos, rapid, curajos. Urățel, slab, periculos. Ok, deci la frumos a pus urățel, la rapid a pus slab și la curajos a scris periculos. Ok. Antonime, hai să vedem. Antonim pentru cuvântul rece. A scris înghețat. Bă, ăsta nu înțelege ce înseamnă sinonim și antonim. Bă, ăsta le-a scris invers, ăsta a scris antonime la sinonime și sinonime la antonim. Nu, deci voi vedeți ce se întâmplă aici. Deci, antonim pentru cuvântul autentic. Prefăcut. Ah, ok, pe ăsta l-a scris bine. Ok, deci pe ăsta l-a scris bine. Ok, antonim pentru cuvântul abundent. Sărac. Ok, da, hai să trecem peste sinonime și antonime. Că nu cred că pur și simplu nu sunt punctul lui forte. Scrie 4 vocale și 2 consoane. Ok, hai că la asta nu are cum să dea greș. La asta trebuie să facă 100% bine. A, B, C, D, A, I. Bă! Deci eu l-am rugat să scrie 4 vocale și 2 consoane și omul mi-a scris 2 vocale și 3 consoane. Că gen A efectiv a scris de 2 ori și a scris I. Gen, astea sunt singurele vocale de aici. Și B, C, D sunt consoane. Doamne, bă, cine l-a învățat pe copilul ăsta? Aolo, mamă, deci momentan nota 0. Ok, hai să vedem. La 4 ce avea? Compune o poezie de mine în 2 strofe în care vorbești despre cel mai bun prieten. Hai, bă, ia să vedem poezia. Cel mai mare dintre eroi sunt eu, erou. Andrei 2010 dintre... Ce e asta? Nu, deci trebuie să luăm de la capăt. Deci, cel mai mare dintre eroi sunt eu, erou. Andrei 2010 din Reboi, respect lui. Nu, asta e cea mai proastă poezie. Deci, o luăm de la capăt. Cel mai mare dintre eroi sunt eu, erou. Andrei 2010 din Revoi, respect lui, fan Andrei 2010, e un prieten nota 10. Mamă, vezi că are rimă, nu cred! A rimat! Nu cred că a avut rimă. Ok, îl mai am și pe silențios, lăudat că e prețios, dar e așa mai bătăios, un bun prieten ambițios. A, ce drăguț, pe bune, chiar a scris asta despre mine. Ok, și la 5 alcătuiești o computere de minim 9 pagini în care prezinți o zi obișnuită de școală. Ia mă, zi, ia. Când mă duc pe culoar, toată lumea mă salută, că toată lumea mă știe. Am prieteni mulți ca Ioana și Ionut și de la alte clase am și eu vreo 3 prieteni, așa. Nu pot să vă zic prea multe despre școală, că nu prea-mi vin, dar îmi place pizza de la bufet. Pa. Da, știam că îi place pizza, pentru că știam că îi place pizza, pentru că da, avem și modelul pizza lansat pe aisland.ro, cu tot cu noul ursuleț Barney. Dar bă, băiatule, ce am citit aici? Nu se poate pur și simplu. Ok, domnule Andrei 2010,
Momentan nu ți-am pus notă pe ce am văzut, dar te rog frumos să iei acest test și să mi-l aduci semnat de părinți. Nu se poate așa ceva. Deci e cel mai oribil test pe care l-am văzut. Te rog frumos, ia la casă și să mi-l aduci semnat de ambii părinți, că altfel nu se poate. Altfel, bă, ce e asta? Dar stați, domn profesor, mai era un mesaj secret deja acolo. Nu l-ați văzut? Ce mesaj secret, mă? Ce mesaj? N-ați dat ultima pagină? Nu, ia dă încoace, nu m-am uitat până la ultima pagină. Mai e un mesaj? Ia să vedem. Aha, compunerea. A, și mai e o pagină după? Domn profesor, creier la școală și toate alea de laudă. Știam că n-am făcut bine, dar mai vreau o șansă. Poate îmi dai când se fac multe like-uri. Please, semnat Andrei 2010. Ce-a fost asta? Ce tocmai am citit? Ce-a citit aici este declarația mea sinceră și sper să mai dați o șansă, vă rog. Ok. Domnule Andrei 2010, nu pot să vă mai dau o șansă, din păcate. Trebuie să vă dau o notă pe acest test. Și o să fiu de treabă și o să vă dau un punct în plus față de cât voiam să vă dau inițial. Și... vreți să știți ce notă ați luat sau vreți să aflați de la părinți? Vreau să știu. Ok, ați luat... nota 2! Mai mult de 2 nu pot să vă dau pe chestia asta! No! No, no! Ha! A ieșit! Îmi pare rău, frate, dar eu chiar nu puteam să-i dau mai mult de 2 pe chestia aia. Ha, ia uite, mă, frate.